Să mergem mai departe să vedem nativii leu în luna ianuarie. Deși nativii leu vor avea parte anul acesta și anul următor de destin în semnul lor, ceea ce va dinamiza, va pune foarte multă energie și o energie a progresului, pentru că destinul de fapt vrea să ne ducă pe calea noastră. Faptul că noi ne opunem sau ne punem pe picioarele din spate, nu e problema destinului, exact. Însă eu cred că, deși este atâta efervescență, ei vor avea un an mai liniștit decât anul trecut. Au și niște aspecte foarte frumoase, să nu uităm, sau să o luăm de la sfârșit. Luna nouă de pe 28 este pe casa parteneriatelor, ceea ce aduce noi începuturi, o nouă speranță, o nouă perspectivă și afectează toate parteneriatele, atât parteneriatele sociale, cât și parteneriatele personale. Este vorba aici de o deschidere. E învărsător, este în oglindirea lor, este în semnul care reprezintă imaginea lor în lume, de fapt. Și toată lumea va percepe asta, că leu este poate o persoană nouă, cu o nouă perspectivă, într-o lume nouă. Până atunci însă, eu aș zice că în ianuarie leii să se pregătească pentru eclipsa de lună din februarie, care va avea loc chiar în semnul lor. Și atunci ar fi bine să facă curat în luna ianuarie. Și mă refer la curățenie, așa, și la propriu și la figurat, nu numai pentru faptul... Cu Saturn în 5. Da, dar este o finalizare. Hai să zicem că e cum facem noi toți curățenia de Crăciun și dăm tușa finală în ajun, așa, cred că ar fi luna ianuarie de curățenie pentru lei. Nu de alta, dar din februarie încolo au aspecte foarte intense. Au și conjuncția asta Soare-Pluton pe casa a șasea, care este casa activităților lor zilnice. Sigur că dacă ne gândim la Pluton, ne gândim la ego, la ambiție, la impunerea punctului de vedere, la abilitatea de a coordona, de a îi coordona pe cei din jur în sensul... Tensionate însă planetele pot fi și lucruri care le scapă de sub control. Exact. Exact, pentru că adică, acest Pluton aduce o efervescență. Dar spune că exact lucrurile pe care și-ar dori cel mai mult să le controleze pe acest Soare-Pluton, chiar acelea sunt mai greu de controlat. Chiar ăsta era avertismentul, cu cât sunt mai încrâncenați pe un anumit subiect, cu atât vor avea surprize mai mari, exact acolo unde doresc să aibă controlul cel mai mare. Exact acolo lucrurile scapă de sub control, însă să nu uităm că ei au aceste aspecte frumoase din pești. Sunt frumoase, Venus în pești se simte bine și le îndeplinește niște dorințe. Aduce dulceață ca... Venus aduce dulceață peste tot pe unde trece. E și Neptun acolo, este o casa a opta, în primul rând este casa intimității, a relației tale cu tine și a confortului pe care l-ai tu cu tine, de aceea ei se pot simți mult mai confortabil în pielea lor, pot aprofunda niște relații, le pot duce mai departe la pasul următor sau nivelul următor. Să nu uităm că totuși Venus face și aspecte foarte frumoase și cu Saturn și cu Pluton. Mă rog, spre sfârșitul perioadei, în special pe 27 ianuarie, e o quadratură între Venus și Saturn. Saturn fiind chiar pe casa iubirii și Venus pe casa intimității, ei ar putea fi ca o adiere din trecut, așa, ținând cont de Venus, că Venus este lângă nodul sud, în sensul în care să-și reamintească puțin din stările alea în care nu se simțeau suficient valorizați. Sau era o diferență mare de valoare între ei și partener, dar este doar o adiere a trecutului. Odată ce Venus trece de acest punct de nodul sud, istoriile din trecut, cum spuneam, pentru toți e bine să rămână în trecut, mai ales că este un început nou. Ceea ce, sigur, nu mai este pe lucrurile care nu se mai potrivesc sufletește sau spiritual cu noi. Asta îndeamnă acest Neptun în pești. Exact. Dar este un marcaj interesant. Revenim cu concluzii după publicitate.
Am revenit să vedem concluzii pentru nativii leu. Ca o concluzie pentru lei, luna nouă din 28 ianuarie le va aduce multe oportunități, persoane care să-i sprijine, inclusiv din punct de vedere financiar, și mutarea lui Marte la sfârșitul lunii, tot pe 28, în Berbec, le poate aduce călătorii neașteptate. Să nu ne speriem de cuadratura Mercur-Uranus, că exact acest neașteptat din punct de vedere al călătoriilor și le poate aduce mult divertisment, plăcere, chiar dacă ia pe neașteptate și le strică planurile, o lună frumoasă și plină de perspective pentru lei. Putem spune ca o concluzie, vorbeam despre acest an ușor dificil, lei se vindecă de orice stare de insecuritate, iată, Saturn are și el rolul lui, și s-a realizat un echilibru spiritual prin înțelegerea esenței lucrurilor importante pentru ei. Acesta ar fi marcajul lui 2016, intrând cu forțe proprii, cu forțe proaspete în 2017.